Să spuneți că suntem gata. Suntem gata. Ați gata toți, da? Da. Nu v-am fixat și părerea noastră să nu se închidă ușa, să nu se toate rădăcie pe acolo. Da. Și suntem la sigur, doamne Emanuele, să stai la ușă să nu se toate rădăcie pe acolo. Aici, repet că da. Dă-mi o apă, să vezi ce le-a dat domnul, da? Stai. Ia mă, că acum Domnul face greu domnul apă. Să vezi ce le-a dat domnul apă. Da, că a fost așa, nu au apă, să vezi domnul să încredem. Da, da. Nu înțeles. Nu, gata, eu tot, domnul ăla. Cât putem de fără mai bine asta, poate mă vedem. Nu, 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 ok, bună ziua, încă o dată. Pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Ierep Șerbănescu, sunt director adjunct coordonator centre zonale la Raja Isa Constanța. Am în stânga mea pe doamna Mâldea Rodica, șef de centru zonal la Onești, cu probleme de valorificare producție. În dreapta, pe domnul Zaharia Sorin, este președintele Sindicatului Liber din societatea noastră. Pe colega mea, purtătorul de cuvânt, o cunoașteți, Cristian. Domnilor, care este scopul acestei întâlniri? De fapt, care este scopul acestei acțiuni de astăzi? În ultima perioadă de timp, pe fondul unor creșteri, zic unii, a valorii facturilor de apă și canalizare, au apărut nemulțumiri. Au apărut nemulțumiri care, din păcate, nu au venit nemulțumiții la Raja să se informeze, să vadă despre ce este vorba, ci au început să umble în spațiul public, pe Facebook, pe internet, pe peste tot, cu diverse acuze. Aceste acuze, nu numai că nu sunt întemeiate, dar sunt și tendențioase. Și atunci am considerat de cuvință să încercăm să le aducem la cunoștință oamenilor, atât prin intermediul dumneavoastră, cât și prin intermediul unor flyere pe care astăzi 110 colegi de-ai noștri de la Centrul Zonal Onești și toată conducerea Sindicatului Liber Raja vom merge și vom pune la cutiile de scrisori flyerele respective. Adu-te, rog frumos, la toată lumea câte un flyer. Ce se întâmplă? Este o necunoaștere a legii coroborată cu o nerespectare a legii. Noi când am venit în Onești, n-am venit că n-aveam ce face la Constanța, am venit că am fost chemați de Consiliul Local Onești. Consiliul Local Onești, în momentul în care s-a trezit că nu mai are operator, că nu mai are operator licențiat, de fapt, când s-a trezit că bate la ușă anul 2018 și că se apropie termenul limită de implementarea măsurilor pe care statul român le-a acceptat și le-a propus odată cu semnarea achisului comunitar, odată cu aderarea noastră, a zis, domnule, trebuie să facem ceva pentru că altfel suntem în pom și pomul e în aer. Și a trimis solicitări către operatorii licențiați, operatorii regionali licențiați din România. Suntem 42 de operatori licențiați în România. Au ales, după criterii numai de domniile lor știute, primii 4-5 operatori cărora le-au trimis scrisori de intenție. Am aflat că au răspuns acestei solicitări compania de apă regională Bacău, compania de apă din Iași, și Raja Constanța. Care au fost considerentele care au stat la baza alegerii societății noastre? Probabil că le cunoașteți din ședința de Consiliul Local Municipal. Faptul că ne-am propus o valoare foarte mare a investițiilor, faptul că ne-am propus și v-am propus să vă dăm apă 24 din 24 imediat
ce va deveni operator regional autorizat în unitatea noastră administrativ teritorială Raja Constanța și multe alte lucruri. Vedeți dumneavoastră, la momentul la care noi ne-am prezentat oferta, am spus foarte clar, în conformitate cu prevederile legale, și discutăm despre legile care guvernează sistemul de apă și canalizare din România. Este vorba de legea 241/2006, republicată, modificată, și legea 51/2006. Legea 51 este Biblia serviciilor comunitare de utilități publice, prinde toată gama de servicii de utilități publice. Legea 241 e cea a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Acolo scrie foarte clar că eu trebuie să îndeplinesc niște condiționalități în calitate de operator licențiat. Printre altele, este vorba despre tariful unic pe care eu trebuie să-l aplic în toată area de operare. Noi, la momentul respectiv, v-am spus foarte clar, domne, prețul pe care îl practică Raja Constanța este 4,9 lei bani apa, 3,63 lei de bani canal. Aici începe deja partea cea mai dureroasă, ca să zic așa, a problemei. Asociațiile de proprietari, din comoditate sau din alte considerente, nu explică oamenilor, așa cum îi obligă legea 230, articolul 48, indice 1, cum se calculează ceea ce are fiecare de plătit. Legea le spune așa, că au obligația la avizier să afișeze toate componentele sumei pe care o are de plată un cetățean. E, și acum încep problemele. La intrarea în bloc, pentru că tot legea îmi spune că punctul de delimitare a instalațiilor este căminul apometric și apometru. Apometru este ultima piesă a sistemului public de apă și canalizare. Infrastructura de apă și canalizare se termină cu două componente. Apometru pentru apă și căminul de racord pentru canalizare. De aici încolo începe partea privată. Oamenii n-au înțeles probabil că dacă sunt proprietari, nu sunt proprietari doar pe cei 4 pereți sau 6 sau 8 sau 10 pe care i-au. Sunt proprietari și pe cotă parte din casa scării, sunt proprietari și pe o cotă parte din acoperiș, dar sunt proprietari și pe o cotă parte din conductele care aduc apa și care preiau canalizarea din apartamentele lor. Aceste conducte nu sunt întotdeauna îngrijite, nu sunt schimbate și provoacă niște pierderi de apă. Diferența dintre contorul de la intrarea în bloc și suma contoarelor montate în apartamente, administratorul o împarte. Numai că foarte mulți dintre ei o împart haotic. Deși există lege care spune că diferența se împarte funcție de numărul de unități locative, ceea ce înseamnă că la o scară cu 20 de apartamente împart la 20, nu împart la numărul de persoane, ei se apucă și calculează după reguli numai de ei știute și afișează un preț. Unul pe bune dreptate. Să uită pe hârtie și zice, bă frate, câți metri cub de apă am avut eu? 10 metri. Cât mi-a cerut să plătesc? 130 de lei. De ce clar că așa mă nenorocește? E 13 lei metru. Nu. Nu. Raja i-a luat 4,09 lei plus 3,63 lei. Ăsta e prețul. Diferența este pierdere sau este orice altceva. Nu ne privește. Am văzut niște comentarii răutăcioase că Raja obligă oamenii să plătească pierderile tehnologice. Acele pierderi tehnologice, dacă mă întrebați pe mine, ar trebui să le plătească unitatea administrativ-teritorială, pentru că în momentul în care ni s-a predat infrastructura de apă și canalizare, a fost predată ca fiind funcțională, probabil că o parte dintre dumneavoastră care ați participat la avariile, la rezolvarea avariilor din Onești, ați sesizat cu ce conducte ne confruntăm, cu ce găuri ne confruntăm. Oameni buni, infrastructura de apă și canalizare este proprietate publică a UAT-ului Onești, nu este al Raja. Raja n-a venit de acasă cu ea.
Oamenii nu înțeleg chestiile astea și ne pun nouă în cârcă. Păi dumneavoastră știți că noi găsim cel puțin 3-4 găuri pe zi. Ultima de ieri, o conductă, o să rog pe colega mea să scoată pe hârtie să vedeți cum arată, o conductă care pierdea mii de metri cubi, se ducea prin canalul tehnic, se scurgea un pământ și nu-i vedeam. Și atunci, vedeți dumneavoastră, noi suntem puși la zid pentru niște lucruri care nu au legătură cu viața, nu au legătură cu realitatea. Suntem condamnați că e apa scumpă. Nu este scumpă apa. Nu. Doamne ferește. Apa este atât cât v-am spus. Și dacă mă întrebați pe mine, ia-le te rog frumos și transportele la tine și dă-ți și tipărește-le și dă tuturor să vadă cum arăta conducta de la avaria de ieri. Dacă mă întrebați pe mine vis-a-vis de cheltuielile pe care le-a făcut Raja de când a venit în Onești, probabil că o parte dintre dumneavoastră ați participat la conferința de presă când am urcat sus la Cuciuri și când domnul director general Felix Troie v-a povestit că am cheltuit mai mult de 1 milion de euro. Păi ați bani? De la Raja. Nu ne-a dat nimeni. Gândiți-vă că milionul ăla de euro a rămas mai departe la UAT. Ăla ar fi trebuit să-l cheltuiască UAT-ul. Banii ăștia au rămas la UAT să-i folosească pentru altceva, să-i folosească pentru străzi, pentru parcuri, pentru iluminat, pentru ce o să fi hotărât dumneavoastră prin intermediul consilierilor. Ăsta este motivul pentru care am vrut neapărat să avem o discuție și prin intermediul dumneavoastră să aducem la cunoștință oamenilor că Raja nu este nici Căpușe, Raja nu este nici Oaia Neagră, nu este nici Călăul Oneștenilor, ci este cea care a venit aici din considerente umanitare. Ăsta este scopul nostru. Păi Raja a venit în Onești și a scos la lumină primăria Onești, care cheltuia 500 de mii de lei pe lună pentru pierderi. Raja a venit în Onești și conducerea Raja a stabilit ca unitățile de învățământ de stat să nu plătească apa. Apa este sponsorizată de Raja. Iarăși niște bani care rămân în buzunarul UAT-ului, niște bani care rămân în buzunarul unității școlare. Pe astea nu vor să le vadă cei care sunt răutăcioși. Nu știu dacă ați văzut acest flyer. Eu cred că este un document de mult bun simț, prin care vrem să le aducem la cunoștință oamenilor situația actuală, să conștientizăm oneștenii că noi atât le cerem. Cât le-am spus, 4 lei și 0,9 metru cub de apă, 3 lei și 63 metru cub de canal. Să le mai spunem oneștenilor că așa cum am promis, și anul 2018 vom păstra aceste tarife. Deși, după cum v-am spus și mai devreme, am cheltuit bani mulți în Onești. Știu, multora nu le convine. Erau obișnuiți cu acele faimoase bypass-uri pe care vi le-am arătat la timpul potrivit. Erau obișnuiți cu niște contori care funcționau de 2-3 ori pe săptămână. Se mișcau din 2 în 3. Nu se poate așa ceva, fraților. Noi avem calitate de operator regional. Operatorul regional are niște cerințe. În momentul în care n-am îndeplinit acele cerințe, s-a terminat, mi-a fost ridicată licența. Eu nu pot să-mi permit să fac așa ceva. Eu trebuie să respect legea. Am avut situație în care o parte din președinții de asociații de proprietari au fost foarte supărați că băi, nu i-am consultat. Domnilor, am consultat și pe aici pe dumneavoastră. Prin intermediul persoanelor pe care le-ați numit la conducerea Consiliului Local în 6 iunie 2016. Din păcate, consultarea publică este stabilită de lege pe anumite domenii.
nu face cazul nostru. O să vă dau, prin intermediul colegiei noastre, toată partea din legislație care povestește despre ce se întâmplă cu sistemul ăsta de apă și canalizare în momentul în care ai aderat la o asociație de dezvoltare intercomunitară, care este cazul. Noi n-am ieșit din tiparul acesta. Da, te rog frumos să dai pe urmă tuturor domnilor, să aibă asupra dumnealor când au plecat de aici o justificare a vorbelor spuse de mine. Nu poți să te apuci acum să ieși din tiparele pe care ți le impune legea pentru simplu motiv că vrea nu știu cine. Nu merge. Tot ce pot să spun este că vă mulțumesc în numele conducerii societății noastre pentru cuvintele de laudă pe care le-ați avut. Vă mulțumesc și pentru criticile pertinente pe care le-ați avut. Știm că și noi suntem supuși greșelii. Știm că nici noi nu le putem face pe toate așa cum ar fi bine să fie făcute, dar vreau să ne înțelegeți că în permanență în mintea noastră și a salariaților noștri este satisfacția oneștenilor. Săpăm, facem gropi, facem noroi. Uitați-vă de ce săpăm, vă dă colega mea acum, să vedeți de ce săpăm, de ce facem noroi, de ce facem băltoace. Astea sunt conductele pe care le-am preluat. Nu avem posibilitatea să le înlocuim pe loc. Ați văzut? V-am spus la timpul potrivit, am aplicat să putem să înlocuim sistemul, rețeaua de apă și canalizare din Onești. Suntem în faza în care urmează să contractăm consultanța. Din păcate, atragerea de fonduri europene este supusă unor reguli stricte. Nu putem să ieșim din aceste tipare, nu putem să facem de capul nostru. Licitația a fost urcată în seap, după cum bine știți, la ora actuală. Suntem în faza premergătoare încheierii contractului. În momentul în care se va încheia contractul cu consultantul, vom demara procedurile necesare pentru a putea implementa toate contractele pe care ni le-am propus. Cele 45 de milioane de euro vor veni la Onești. Acum, dacă dumneavoastră aveți ceva întrebări legate de activitatea noastră în Onești. Da. Bun, spre Oneștilor. Și referitor la ce spunea dumneavoastră că oamenii au înțeles diferit problemele, chiar un exemplu în acest sens. Știți că la ultima ședință s-a făcut o plângere prealabilă în partea asociației de locatari. Și am întrebat și eu câțiva consilieri despre ce e vorba. Președintele Comisiei Juridice din Consiliul Local, Radu Ghiocheni, spunea că președinții de asociații ar fi pretins de la Raja niște bani pentru că ei fac o activitate că adună indexii de la apometrie și fac calculele acolo. Dar un alt consilier a spus că nu, că ar fi vorba totuși de acei proprietari care nu și-au format asociații de proprietari. De ce de să vă lămuresc despre ce este vorba? Deci este de asta, vă spun că este o neînțelegere la mijloc. Deci, la momentul la care noi am depus toată documentația către Consiliul Local Municipal în vederea delegării Serviciului de Apă și Canalizare, dintr-o eroare, documentația în baza căreia se poate executa facturarea individuală a lipsit din dosar. Aveți o parte din locuințe care sunt condominii, dar sunt niște condominii mici. Și mă refer aici la căsuțele din cartierul TCR, unde nu se pot constitui în asociație. Asociația implică mult mai multe lucruri decât doi vecini sau patru vecini. Ei sunt doi sau patru. Nu există posibilitate să se execute branșamente separate. Având în vedere prevederea legală care îmi spune că eu trebuie să mă opresc la căminul de apometru, nu am cum să mă duc să citesc apometrele din casă. Și atunci aici eu sunt obligat să închei o convenție de facturare individuală. Am apometru montat în cămin, unul dintre ei își asumă responsabilitatea pentru întreaga cantitate de apă și o împart între ei.
El vine și îmi dă mie o notă și îmi spune familia de la apartamentul 1, 4 metri, familia de la apartamentul 2, 10 metri. Cei 14 metri, eu îi facturez în baza convențiilor de facturare individuală, 4 metri la 1, 10 metri la 1. Și cu asta am terminat discuția. Domnii de la asociație au atacat acea hotărâre fără să pună mâna să citească. Pentru că ceea ce spuneau ei că i-ar deranja ca și activitate, este impusă de lege. Haideți să ne uităm în lege, să vedem ce spune legea privind stabilire. Ia uite, repartitor de costuri. Aparatul utilizat în imobilele condominiale, dotate cu instalații interioare de utilizare comune, în scopul individualizării consumurilor și repartizării pe proprietăți, respectiv apartamente individuale, a costurilor aferente consumului total de apă înregistrat la nivelul branșamentului imobilului. Este cerință pe care îi impune legiuitorul dumnealui. El stabilește. Eu mă opresc la nivel de branșament, la căminul de branșament, iar în interior, el este cel care se ocupă de acel repartitor de costuri. Că astăzi o face după niște reguli, numai de el știute, e problema dumnealui. Dar nu poate să-mi pună mie în cârcă că i-am cerut eu ceva care vine în plus față de ce activități are el de făcut. Nu! Dacă și-a citit drepturile și obligațiile din legea 230, ar constata că pentru a împărți costurile pe condominiu, el are obligația să întreprindă niște lucruri. Printre altele, să citească aceste repartitoare de costuri. Că nu le citește și așteaptă să vină cineva să bage un bilețel în cutia de poștă, iată mâncare de pește. Dar de aici încolo nu discutăm, pentru că nu e treaba lor așa. Ce se întâmplă în casa omului. Fiecare și le face după cum gândește. Deci, asta era problema pe care o aveau dumnealor. Dacă ar fi citit cu atenție acel material, ar fi văzut că este, de fapt, o regulă în baza căruia noi facturăm și, conform legii, eu acele reguli am obligația să le supun avizării Consiliului Local. Ele sunt aprobate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, pentru că odată cu aderarea, toate aceste atribuții și toate aceste drepturi ale Consiliului Local au fost delegate către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Din momentul ăla, ei doar ia la cunoștință. Deci domnul care a atacat acea hotărâre, a atacat-o fără să știe. Fără să cunoască legea. E ca și cum acum unul din noi de aici din sală ne anunce și-am face o plângere împotriva ordonanței 195 că mie nu-mi convine că trebuie să nu trec pe roșu. Nu merge. Au fost alți întrebați și au stabilit ei că nu trebuie să trec pe roșu. Eu doar trebuie să iau la cunoștință că n-am voie să trec pe roșu. La fel și aici. Era obligația noastră ca operator să vă aducem la cunoștință prin intermediul Consiliului Local că în anumite situații, bine delimitate de lege, am această obligație că n-am cum altfel. Sunt acele case spate în spate, sunt 4 apartamente. Da? Cum fac eu să-i facturez pe acei 4 oameni? Nu o posibilitate tehnică să vină să se racordeze la sistemul public de apă toți 4. Și atunci trebuie să stabilesc pe unul dintre ei care este responsabil de contract, trebuie să le fac celorlalți o convenție de facturare individuală, pentru că și omul ăla trebuie să știe, bine, eu îți dau niște bani ție, dar pe bază de ce? Că tu nu mi-ai văzut mie apometrul. Și atunci nu. Responsabilul de contract, de comun acord cu voi, stabilește consumurile și e treaba voastră cum le stabiliți, dacă le stabiliți după repartitor de costuri, dacă le stabiliți după alte reguli, nu ne interesează subiectul, bine mi-aduce la conștiință și eu vă cer bani. Au ajuns în instanță cu acțiune? Nu știu. Nu știu. Cert este că nu cred că dacă ar ajunge cu această acțiune, judecătorul de cameră preliminară, citind legea, le-ar da cu ea în cap. Nu numai că n-ar încuvința acțiunea, dar le-ar da cu ea în cap. Pentru că aici este clar o necunoaștere a legii. Nu poți să combați totul. N-ai cum. Spune cartea. Ai delegat serviciul? Da. De aici încolo ai atributul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Într-o asociație de dezvoltare intercomunitară, poate n-ați știut, indiferent de aportul cu care a venit fiecare, toate UAT-urile au dreptul la un vot.
Nu merge că, ca la o societate comercială, eu am 97%. Nicio problemă. La Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, de exemplu, Apă Caran Constanța, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța are 97%, aproape 98% din acțiunile SCR și ASA. Celelalte UAT-uri, vă dați seama, împărțite au 0%. Când au ajuns la Asociația Dezvoltare Intercomunitară, toată lumea are dreptul la un vot. Asta e regula. Este o regulă europeană, este stabilită de alții, noi nu facem altceva decât să aplicăm ceea ce s-a hotărât. Păi dacă Asociația Dezvoltare Intercomunitară mi-a aprobat acest regulament de funcționare, el devine obligatoriu pentru toată aria de operare. Nu mă mai pune nimeni să vin să cer voie, doar aduc la cunoștință. Nu pot să aduc la cunoștință prin afișare pe gard. Se supun atenției Consiliului Local, Consiliul Local ia act de acest regulament și el devine operațional din momentul respectiv. Da, domnule. Da, tot președintele asociației mai ridică o problemă, și anume a costului final al facturilor, care derivă din faptul că prețul la canal a crescut față de cel practicat anterior de vechiul operator și este mai mult degradat tarifat, apa canalului este tarifat 100%. De ce trebuie să lămurim cu atât lucrurile? Noi discutăm aici de două chestii total diferite. Discutăm despre un operator care nu știu de ce s-a numit operator, că el nu era operator, el era un comerciant, un vânzător de apă, și un operator licențiat. Societatea care era vândut apă în Onești, înainte de a veni noi, nu avea nicio licență. Este echivalentul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere. A, da, ok, știa să conducă. Bun, și dovadă, uitați cum a condus. Deci regula este foarte clară. V-am spus-o și o să o găsiți acolo subliniată în extrasele din lege care vi le-am dat. Eu trebuie să practic un tarif unitar. N-am voie să fac tarife diferențiate. Atâta timp cât Raja Constanța este la ora actuală deținătorul celui mai mare parc de stații de epurare, avem 17 stații de epurare, suntem printre puținele societăți operatori de apă și canalizare din Europa de Est, care avem o capacitate atât de mare de epurare, nu avem un control. Prețul la canalizare nu este dat de ce se întâmplă la Onești. Este dat de costurile pe care le am eu cu epurarea apelor. Este adevărat, în lumea aia mai din vest, această activitate nu este a operatorului. Este a unității administrativ-teritoriale, UAT-urile sunt cele care dețin stațiile de epurare și atunci operatorul vă ia dumneavoastră bani doar pentru faptul că vă preia de la bloc apa sau de la casă și vă transportă până la stația de epurare. Ori în cazul ăsta costurile sunt infinit mai mici. Epurarea în sine, că aici discutăm de costurile mari, o face UAT-ul. Pentru că nu cred că vă puteți imagina, dar dacă vreți, mențin invitația de a veni să ne vedeți la Constanța, vă voi duce la o stație de epurare să vedeți ce intră în stația de epurare și ce iese din stația de epurare. Dacă n-ai ști de unde provine apa aia, hai de-a. Este cristal. Cum credeți că se face aia cristal? Cu costuri foarte mari, energie multă, reactivi foarte mulți. Investiția în sine este foarte mare. Asta este. Ce să vă spunem? Că românul, în totalitatea lui, nu are cultura asta de protecția mediului. Aruncăm la canalizare ulei, aruncăm la canalizare untură, încă mai există la colț de stradă șoferi care desfac, schimbă uleiul pe bordură și îl varsă în canalizare, toate astea costă. Le găsim aici în factură la fiecare. Pentru că eu, în momentul în care îmi fundamentez prețul, nu pot să-l fac de capul meu. Mă duc la Autoritatea Națională de Reglementare și trebuie să-mi fundamentez prețul. O să vedeți în lege. Cu toate componentele lui. Una, dacă a sărit calul, la revedere.
Și vă dau un singur exemplu. În afară de faptul că aici și în alte zone sponsorizăm consumul de apă, Secerașa Aesea nu poate sponsoriza nimic. Nu putem să sponsorizăm sport, nu putem să sponsorizăm cultură, nu putem să sponsorizăm artă, nu putem să sponsorizăm nimic, ne este interzis. De ce? Tocmai din considerentele astea. Pentru că sponsorizarea asta ar veni și s-ar răsfrânge în prețul de cost. Avem dreptul să facem anumite lucruri cu caracter umanitar și conducerea a considerat că a susține consumul de apă și canalizare la unitățile de învățământ de stat chiar este un act caritabil în condițiile în care știm cu toții că învățământul din România este susținut într-o bună măsură și de către părinții copiilor. Deci faptul că dumnealor fac o comparație, v-am spus, comparația este greșită. Eu, operatorul regional Raja Constanța, când am depus oferta la Consiliul Local Onești, scria foarte clar acolo că astea sunt tarifele, scria foarte clar acolo că apa pe care o dau, tot pe aia o iau. Și acum, haideți să fim serioși. Chiar n-aduceți acasă nici o litru de apă plată, nici o sticlă de bere, nici o sticlă de vin? Unde o dați? Hai să facem calcule, că nici ăștia de afară nu sunt tâmpiți. Că regulile astea nu le-a inventat Raja Constanța, sunt reguli inventate la nivel european, cu 100% canal. Păi de unde le-au inventat? Au plecat de la fapte reale. Gândiți-vă că neamțul nu-i tâmpit, neamțul să uite și la un fenin. Păi nu-l plătea la fenin-ul dacă își dădea seama că e magleală de cât e lumea și pământul. Și are aceleași reguli și neamțul, ca și noi. Vedeți, președinții ăștia de asociații, stârniți de unele persoane din Onești, nu se uită că s-a mărit prețul la benzină, nu fac meeting că s-a mărit prețul la gaze naturale, nu fac meeting că a crescut prețul la curent și că plătim energie verde de ne găsește bâțul, că am fost tâmpiți și am acceptat să ni se pună 7.000 de eoliene și acum trebuie să le plătim alora de spăgubiri pentru investițiile pe care le-au făcut pe un master plan care nu are legătură cu realitatea. Industria românească cade în cap și eu îmi propun să fabric curent. Să fac ce? Ce să fac curentul ăla? Dau drumul în aer. Nu merge, că dacă ar fi ca apa, i-aș da drumul în aer. Facem fântâne arteziene. Dar curentul? Pentru alea nu fac scandal. Fac scandal pentru Raja. De ce? Am și o întrebare pentru dumneavoastră. Poate o puneți dumneavoastră mai departe. Acum 2 săptămâni ne-am trezit că Federația Asociațiilor de Proprietari din Onești vrea să vină un executor judecătoresc să ne execute niște bunuri din curte. Aflaseră ei că acele bunuri ar fi preluate de la apă canale sa. Și zic, bă, fraților, voi sunteți nebuni? V-am chemat la inaugurare, pe întâi. Și v-am arătat că toate sunt aduse de la Constanța. N-am luat nimic de la nimeni. În afară de acest sediu care ne-a fost pus la dispoziție pe bani și de un salut cordial, n-am primit de la Consiliul Local nimic. De unde am fi putut să primim noi bunurile lor? Da, lămuriți-i și pe noi, ca să nu murim proști. Despre ce executare e vorba? Că aici ar trebui să fie invers. El ți-a dat apă și tu n-ai plătit-o. Păi nu, că se pare că v-am plătit în avans. Opa! Era bine când vă lua bani în avans. Dar așa când nu plătiți 80-90 de zile, nu-i bine. Că apropo și de plata asta. Dar cam care este gradul de colectare la serviciul pe care le faceți? Cât primiți înapoi la timp din partea asociațiilor? Zic că este important să știu. Zic că e domeniul de activitate. Da. Din păcate, nu pot să spun că facturile se plătesc în acel termen scadent de 15 zile, la care se adaugă și cele 30 de zile conform contractului, adică în total 45 de zile. Noi ne facem datoria, preavizăm, însă, în general, se depășește termenul de 45 de zile de achitare a facturilor. Asta nu vă produce și dumneavoastră greutăți în desfășurare? Ba da, ne produce greutăți, numai că vedeți dumneavoastră,
Oamenii nu vor să înțeleagă anumite aspecte. Când am debranșat Asociația 2, au venit foarte mulți cetățeni care ne fluturau în față niște chitanțe. Stați un pic, că nu ne-ați plătit la Rașa. Iar dați-mi chitanța, scrie Rașa, păi nu, unde ați plătit? La Asociația de Proprietari. Bun. Păi Asociația de Proprietari, de ce n-a venit la termenul scadent? Măcar o parte din factură să fi plătit și să facă o cerere de eșalonare a sumei care a rămas. Pentru că, spre deosebire de vechiul operator, lucru pe care iar nu-l vede nimeni, noi nu percepem dobânda ca la bancă. Noi avem obligația să percepem dobânda legală. Cât ia fiscul, cât ia ANAF-ul, atât luăm și noi. Vechiul operator lua dobândă ca la cămătari. Și văd că era bine, plăteau și în avans, că au rămas cu buza umflată, toată lumea era fericită. Acum, când ai apă 24 din 24, când v-am luat din cârca UAT-ului niște cheltuieli imense și am lăsat să fie cheltuiți banii aia în interesul oneștenilor, nu-i bine. Și tot iau gura mare. Nu apreciați cumva că totuși o parte din această campanie, care sincer și o parte din noi, chiar din rândul presiei, ne deranjează, pentru că dumneavoastră ați venit, ați oferit oneștilor o șansă la un moment critic. Și acum, ca răspuns, primiți înapoi ce? Cu o asemenea campanie, nu considerați că există și o parte politică în acest lucru? Probabil contra candidați pe domnului primar, da, care nu, alimentează chestia asta. Nu cunoaștem foarte bine care este activitatea politică în zona dumneavoastră, nici nu ne interesează această politică. Noi am venit aici să facem politica apei. Faptul că după ora de program, o parte dintre noi mai fac și altă politică, asta este cu totul și cu totul altceva. E clar că aici exista, așa cum poate vă aduceți aminte, a și spus domnul director general la vremea respectivă, exista o vacă de mos. Noi am venit și ne-am oferit să luăm vaca, să o revitalizăm. Luându-le jucăria, oamenii sunt nemulțumiți. Le-a pierit sursa. Și atunci încearcă prin răutăți. Să știți totuși că avem încredere în acei oameni care ne mulțumesc. Nu cred că vă puteți imagina ce am simțit împreună cu colegii mei când a doua zi, după ce am furnizat apă în Onești, am primit mesaj la 12 și 30 de minute, era un filmuleț, apa curgea la robinet și omul ne spunea: Doamne, zice, nu se poate să vii acasă la 12 noaptea să poți să te speri și tu. Vă mulțumim din suflet. S-a uitat repede. Să știți că dacă punem într-o balanță câte mulțumiri primim și câte înjurături primim, cei care ne înjură sunt foarte puțini. Așa este. Și ăsta este și motivul pentru care ne-au îndârjit și ne-au pus în situația de a face aceste flyere, să le dăm oamenilor, să le arătăm, pentru că oamenii sunt dezinformați. Oamenii nu știu adevărul. Și vrem să le spunem adevărul. De ce să nu recunoaștem? O parte din cei care foloseau acele bypass-uri sunt nemulțumiți. Și vor da cu piatra noi, încă mult timp de aici încolo, sau mă rog, cât timp proprietarii de apartamente îi vor mai alege ca și președinți sau administratori. Dar avem convingerea fermă că, avându-i alături pe oamenii onești, pe oamenii care înțeleg situația și care ne aplaudă, vom reuși să ducem la bun sfârșit ceea ce ne-am propus la Onești. Înainte era un alt filmuleț, să știți, că nu era filmulețul ăla cu Hitler, care ați văzut? Nu. Era o parodie cu un film cu Hitler, numai că traducerea era despre apă. Bine, asta era la vechea... La vechea vrea că nu era... Circula... Da, să știți, eu vă dau un mesaj foarte clar. Eu sunt ca om de presă mulțumit, pentru că sunteți una din primele companii din Onești care comunică permanent cu noi, ceea ce e un lucru foarte important. Poate și nu ar trebui să faci mai mult. Eu vorbesc în numele meu personal, care sunt diverse publicații și televiziuni. Poate și nu ar trebui să faci mai mult, pentru că, într-adevăr, se produc aceste confuzii. Eu am participat numai în Onești. Noi filmăm ședințele Consiliului Local din tot arealul Băcăuan.
Și prețurile astea știm și am putut să facem și comparații și astea. Acum, probabil că se uită și să știți, veți avea parte în continuare, trebuie să vă încăriți. Onești este un oraș deschis, întotdeauna au fost discuții și dezbateri. Onești este un oraș pretențios. Dar poate e mai bine așa, să fiecare să spună punctul de vedere, dar nu, sigur, nu la modul de a veni cu chestiuni care n-au nicio legătură cu legea sau cu bunul simț. Dar e bine că faceți lucrul ăsta și e bine, de câte ori aveți nevoie să ne chemați să clarificăm aceste lucruri. Să știți că noi am avut întotdeauna ușa deschisă pentru presă și vă spun și de ce. Pentru că nu avem nimic de ascuns. Noi am lucrat la vedere. Nu există cineva care să fi venit să ne întrebe ceva și să nu-i dăm un răspuns. Au fost oameni de la asociație care au venit, chiar de la asociația de branșată. Și zic, dom'le, dar arătați-ne și nouă. Câți bani ne luați, dom'le? Și în momentul în care le-am pus factura, s-au îngrozit. Dom'le, asta e factura care ne-a trimis-o nouă? Păi, fraților, citiți tu ce scrie și vă dăm anexele, să vedeți. Păi bine, ce, dar la noi prețul este totul altul. Păi, frate, dar nu mă întreba pe mine. Poate aveți țevile făcute ciur și subsolul blocului e plin cu apă. Păi apa aia tot dumneavoastră o plătiți. Păi da, domnule, da, ăla venea și ne repara și în subsol. Eu vă cred. Ăla putea să vină să vă schimbi și până casă, că am găsit întâmplător prin arhive, chitanță, contravaloare, înrocuit, baterie, duș. N-am voie să intru în casă. Ce vrea să facă instalatorul angajat la Raja cu ora de program e problema lui. Nu face concurență neloială pentru că eu mă ocup de ceea ce înseamnă sistem public de apă și canalizare, care se oprește la căminul de branșament. Vrea după ora de program să meargă, are omul credere în el, e problema lui. Dar în timpul serviciului și în exercitarea atribuțiunilor de serviciu, nu calcă nimeni în casa omului. Aș vrea să vin în completare. Aici, referitor la această asociație, numărul 2. Cu toate că am fost nevoiți să facem aceste debrașări, cu toate că era sâmbătă și duminică, am căutat soluții ca să reluăm furnizarea apei și asta prin încheierea unui document, a unei eșalonări de plată, ceea ce presupune, practic, o creditare din partea SCRJ. Făcută pentru această asociație. Deci noi nu suntem călăi. Noi am vrut să ajutăm această asociație, să o sprijinim, să aibă apă în cel mai scurt timp. Da. Vedeți, noi asta nu se poate numai noi să vrem. Noi să vrem amândoi. Sigur. În condițiile astea... Aveți situații în care credeți că alte asociații se apropie de același model, același caz care au întârziat foarte mult sau care nu au plătit probabil deloc? Nu avem situații critice. Avem situații de întârziere la plată. Însă, rezolvabile și ne-am oferit disponibilitatea și sprijinul pentru aceste asociații cu scări mai multe și debite lunare mai mari să îi ajutăm. Chiar m-ați făcut curios, o să merg la asociații să văd care unde am eu, să văd dacă sunt probleme sau... Dar lumea trebuie să plătească, trebuie să înțeleagă ca la telefonul mobil. Cred că e cel mai bine. Dumneavoastră, marea majoritate oamenilor veneau cu chitanța mână și spuneau, domnule, dar am plătit. Da, că sunt care plătesc și care nu plătesc. Exact. Situația asta s-a întâmplat și înainte. Păi aveți dreptate. Dar de ce n-a venit domnul administrator să depună banii pentru jumătatea aia sau pentru 300 de euro plătit? Am văzut că au scris... locuitor din asociația. Era un concediu. O asociație are un președinte și un administrator. Presupun că unul îl locuiește. Erau toți soții, au plecat toți doi în concediu? De eu, să știți că sunt și așa, sunt soție și... Unul e președinte, unul e administrator? E incompatibilitate. Da, asta da. Mă vedem și eu dacă nu e incompatibilitate. Nu, dar chiar a comentat cineva la un material pe ăsta de mine. Da, era plecat în concediu vreo 3 săptămâni. Acum, dacă nu mai sunt întrebări, aș avea rugămintea la dumneavoastră să ne însoțiți împreună cu colegii noștri, să vedem care este poziția cetățenilor în momentul în care mergem la ei la ușă și le dăm aceste flyere. Poate vom avea neplăcuta ocazie să constatăm și noi și presa că ne înjură lumea.
Dar poate că vom constata cetățenii de bună credință, cetățenii care sunt bun platnici, primesc cu interes aceste flyere și vor ști măcar în domeniul ăsta ce să facă de aici încolo. Să ceară, domnule, dăm și mie, te rog frumos, din ce să compune suma asta pe care o am eu de plată. Cât costă apa, cât costă canalul, cât costă pierderea din interiorul blocului, cât costă salarii, cât costă măturatul pe scară, cât e liftul, cât e... Eu vă spun că astea, chestiunea asta le-am sătizat de când m-am putut să mă duc acum de ani și jumătate. Eu obișnuit fiind să fie afișată toată la scară, la vedere, la București, așa era, așa de când am stat în București 11 ani. Și când am ajuns în Onești, am constatat că mi se punea în cutia poștală un suturaj banal, așa, în care a trecut o sumă de plată. Dar nu era specificat. Nici nu era specificată nici unitatea de măsură, nici cantitate, nici nimic. Aia era o sumă. Și am cerut președintele de asociație să le explice de unde vine suma aia și dacă cumva prețul la metru cub de apă este variabil în Onești, că mie așa îmi dădea. De la unul la altul era alt preț. Împărțim la... Și mi-a explicat că este imposibil de achiziționat că un program, care altfel era foarte ieftin, un program de calculator prin care să poată să împartă, să facă calculul să defalcat și să le afișeze la vedere, într-un final, după ce legea a impus foarte clar lucrul ăsta, că până acum 2 ani și jumătate, dacă nu mă înșel, 2 ani, nu era specificat foarte clar că ești obligat tu, ca președinte de asociație, să afișezi de fapt. Datorită acestor... Iar după ce s-a impus măsura asta, da, de sus, foarte ușor le-au afișat și se văd. Vedeți, dumneavoastră, nu este foarte greu. Degeaba motivați asta, dar nu trebuie un calculator, nu trebuie, domne, nimica. Copiezi prețul de la Rașa și îi spui clar. Fă-ți, mă, calculele acasă. Uite, atât costă metru cub de apă, atât costă metru cub de canal, diferența-s pierderile din bloc și cu asta, cu asta. Se împarte pe număr de apartamente. Vedem, el poate să vadă cât e diferența din factură, nu? Sigur. Da, este... Îi împarte la numărul de apartamente și îi spune, asta este diferența pentru fiecare apartament în parte. Nu-i trebuia niciun calculator, îi trebuia un calculator de la micuți de mână. Că Onești dificil la un moment dat și cu încasarea facturilor, pentru că sunt niște asociații de proprietari, multe dintre ele supradimensionate, asta e părerea mea. Și este foarte greu să controlezi o asociație atât de mare, cu 400 de apartamente, în condițiile în care ar putea exista asociații de... Eu la București ultima dată eram într-un bloc cu 4 etaje, cu 4 scări, și erau două asociații deja în blocul ăla. Pe două scări o asociație, pe alte două scări o altă asociație. La brașamente separate. Da, și la Constanța, după din aceste considerente, sunt blocuri cu 4 etaje, cu 19-20 de apartamente și s-au făcut în asociație. S-au rupt, pentru că, doamne, scara noastră, suntem toți conștienți că trebuie să plătim. Vrem să avem brașamentul nostru de gaze, vrem să avem brașamentul nostru de apă, de canalizare, cât costă plătim, pentru că, să vă spun un lucru. Dacă s-ar apuca cineva să facă niște calcule, ar constata că din costurile a două luni de zile de pierdere de apă în subsol, își amortizează investiția și își repară toate țevile. Corect. Deci cu cât o asociație mai mică, atât mai bine poate fi... Oamenii se cunosc între ei. Exact. Și se cunosc între ei și de rușine ajung să-și achite factura de rușine ca să... Ușor, că nu trebuie să o luăm chiar în tragedie. Nu cumva există un fond de rulment. Nu, că se schimbă situația în felul următor. Odată președintele nu mai merge, nu are program zilnic. Programul se reduce foarte mult. Președintele de la Asociația Onerarilor București avea program de încasare, dacă nu mă înșel, de două ori pe lună, câte o oră. Asta era tot. Că la mine... Avea ceva infimul, da, ceva de ordinul 200 de lei, nu știu, era o chestie. Erau 25 de lei și... Domnul director, mi se pare chiar important ceea ce a spus dumneavoastră. Eu chiar sunt curios să văd cum se calculează la mine, știți? Prima, înainte de a spune ceva despre modul cum calculează asociații, chiar vreau să verific. Și e foarte bine ca să atrageți atenția punctual la lucrurile astea. Și asemenea conferințe de presă care au obiective clare și subiecte clare, chiar într-adevăr vă ajută și pe dumneavoastră și pe cetățeni. Și în final, până la urmă, și noi suntem tot în sânge cetățenilor, că de aia facem presă.
Acum, ideea de a merge împreună cu o televiziune pe la ușa omului și asta nu mi se pare. Nu la ușa omului. E fericită pentru că ei au o părere. Știu, nu vreau să mergem la ușa omului, nu. Vreau să mergem în zona hotelului Trotuș și să așteptăm să ni se întoarcă oamenii după ce au depus aceste flyere la câteva blocuri, să ne spună când au fost primiți. Acum să mergem cu acum am zis, pentru că ei 10 minute, un sfert de oră sunt foarte mulți în prăștie flyere. Și pe urmă vedem, dom'le, impresiile. Da, cum are plăcut. Cum va primi lumea? Va da cu unul sau va îmbrățișa? Atâta și cu avut rugămintea, să constatați și dumneavoastră care este atitudinea cetățeanului. Sigur. Vis-a-vis de această activitate a noastră. Obligația aceea de afișare a hotelului de parcare la loc. Da. Asta e valabilă și când chitanța, adică când mie, când dă chitanța, scrie cu întreținere septembrie, dar nu scrie, articolul 48 din DG1 spune așa, Asociația de Proprietari, prin grija președintelui asociației, va afișa lunar la vedere, lângă lista de plata cheltuielilor asociației de proprietari, modalitatea de calcul în urma cărei au rezultat sumele lunare de plată ale proprietarilor. Modalitatea de calcul va conține și va arăta explicit toate costurile și sumele care formează totalul de plată al proprietarilor, respectiv modul de calcul și de repartizare a acestor cheltuieli către proprietari. Deci acolo se vedea clar. Exact. Nu spune legiuitorul să vă scrie pe chitanță, dar vă puteți extrage singur de la vizier din ce se compune suma. Ce se întâmplă? Că eu am extras de la vizier, am făcut calcule și ei pe chitanță, pe plată, atât de 2 sau 3 ori mai mult decât în calculul făcut de mine. Deci unde ați scos? Păi nu, că așa e. Păi există două posibilități. Există în cadrul primăriei o unitate de coordonare și verificare a asociațiilor de proprietari și mai există onor Poliția Română, care are serviciul de investigare a fraudelor, unde puteți să depuneți o plângere. Și dacă l-a prins cu mâța în sac, ăla e. Eu nu, eu am putut să mie îmi justificați suma asta, dacă nu, eu nu mă plătesc. Deci trebuie să faci o zonă de pierdere. Nu m-au dat în judecată. Păi nu v-au dat în judecată, sau nu vine cum să vă dea judecată dacă au făcut o tâmpenie. Dumneavoastră, ce ați fi făcut în condițiile astea? L-ați prins, asta este, a tăcut în gură și a mers mai departe. Că dacă se știa că e corect și cinstit, stați liniștit, că vă arde el până acum. Păi, eu am trecut la m-am încărcat de 7 ori acolo, până nu am venit cu justificarea. Sorin, dă drumul la oameni în teren, noi mergem în zona hotelului și așteptăm impresii. Eu vin, dar știți, am un loc în engleză care nu e tocmai adecvat. Ai pătit, știu cum am plăcit eu când am în Spania la un pic. Asta s-a venit, dar a spus am în geaca mea, să-i spus la mare. Mi-a luat tricoul. Uite aici e domnul... Avea tricoul cel mai bun! Da, uitați-vă un pic, chiar sunt interesat să vedeți. Despre asta discutam. E formă mult. Uitați, ideea este... Locuitorii orașului Onești, cu privire la prețul... Este prețul, nu unul ăla care tai la asociație, dar e până acolo... Acum, asociația poate să pune ce e exact. Asta este prețul real al apei în orașul Onești. Da, dar să le spună că plusul le aparține. Păi, să înțeleagă lumea, stai ușor. Am luat-o cu banii ăștia de la Raja, dar diferența e aici, în bloc. Uite, e la subsol, cine nu crede să bage, să vadă că e subsolul inundat. Problema te care e de la casă, care sunt cadrul la subsol. Deci, dacă îi dai un soare la urmă... Mai greu.
Deci, eu nu pun o întrebare acum din prima... Merge camera? Bun. Eu nu spun o întrebare acum aranjată sau așa. Noi am venit aici împreună cu domnul director de la Raja, împreună cu cei care sunt angajați la Raja UNE și așa mai departe. Chiar te mai interesează, pentru că noi n-am avut o discuție mai departe. Care e părerea ta în ceea ce privește prețul la apă? Cam cât crezi că, dacă poate nu știi, da. Uite acolo că l-ai. Da, știu, sunt sigur. Cât plătești tu pentru apă canal la asociație? Cred că în jur de 11 lei. Așa e plătit, da? Da. Hai să ne uităm acum pe bilet. Dar oricum, mă bucur că a venit domnii cu Raja, asta cum se cheamă, de unde sunt așa? Ei. Pentru că înainte aveam probleme cu apa noi. Mi-a sărit toate capacele de la ghiuvete, Și acum avem apă continuu, bine, deci aveam probleme. Deci e o diferență față de vechea... Deci fără, acum prima dată când am văzut pe... O să am rugămintea când ajungeți acasă, să aveți amabilitatea să desfaceți fluturașul ăsta care v-a fost dat și să citiți prețul pe care îl practicăm noi în Onești. Uite că l-ai aici, stai așa că e mai... Uite-l, l-ai subliniat aici, este. Ăsta e prețul pe care îl practicăm. Deci cât avem așa? 4 lei, 0,9 lei un metru cub. Da. Un metru cub care ar trebui 63. Așa. Adică 7,72. 7 lei, 72 de bani. Deci asta ar trebui să fie... Și ați plătit dumneavoastră mai mult? Deci undeva la 11-13 lei. Din cauza noastră că nu noi v-am dat factura. Dar aveți reclamații? Întreb și așa. Da. De la oameni care vin și spun că este apa scumpă. Răuvoitor. Dar oamenii nu citesc factura pentru că cei care le încasează banii nu le și explică despre ce este vorba. Dar nu-i divina dumneavoastră. Exact. Pot apare pierderi în subsolul blocului. Pierderile alea trebuie suportate de cineva, dar trebuie să le spună oamenilor despre ce este vorba. Instalațiile sunt vechi, sunt pierderi. Sunt foarte multe motive. Deci diferența la preț sunt pierderile, dar trebuie totuși văzut clar, pentru că ar trebui să existe două, cum spuneați dumneavoastră în conferința de presă, trebuie să existe două afișări, adică una cu cheltuielile generale ale asociației, de unde să deduceți care sunt acele pierderi, și una cu individuală care e debarcată, probabil. Dacă observați că e una prea mare și nu e normală, am dreptate, domnule. Da. Ți se pare că e prea mare diferența între prețul pe care e preț unic ăsta și ceea ce plătești la asociație, înseamnă că ceva nu e în regulă. De regulă, răspunsul e vreodată seara ca întrebări, știți? Dar aici eu zic că ați venit, sunteți bineveniți la noi, pentru că ați venit cu servicii bune în oraș. Asta e părerea mea. Pentru apreciere. Da. Restul... Nu avem ce să mai spunem. Ne cere scuze că v-am luat așa. Nu, tocmai am fost să păniști taxi și poți de aici.